În capitală s-a desfășurat astăzi cea de-a doua ediție a Congresului Național de Îmbătrânire Activă. Evenimentul a reunit anul acesta peste 100 de vorbitori, printre care s-au numărat reprezentanții ai instituțiilor statului, medici, psihologi, preoți, profesori și specialiști în domeniul îngrijirii vârstnicilor. Congresul a fost organizat de Asociația Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă și a fost împărțit în 5 sesiuni interactive. Cei peste 100 de vorbitori au dezbătut aspecte referitoare la accesul la servicii de sănătate, îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice, precum și fructificarea provocărilor și oportunităților legate de îmbătrânirea populației într-un mod accesibil și colaborativ. Rolul nostru al Ministerului Sănătății, al furnizorilor de servicii medicale, al medicilor, asistenților medicali și așa mai departe, este să poată să ofere acces la servicii de sănătate, dar să și informeze corect în același timp și să putem să încurajăm la orice vârstă un comportament preventiv. Sunt onorată să fiu aici, ca întotdeauna, sunt onorată să văd oameni dragi mie, voluntari în toate organizațiile noastre, în care încercăm să aducem bine, să aducem lumină atât în educația individuală, dar și de grup societal în ceea ce privește fenomenul de îmbătrânire activă și sănătoasă. Congresul a inclus și prezentări despre participarea la viața socială și la problemele apărute odată cu înaintarea în vârstă. Cred că e mai bine să vorbesc despre calitatea de pacient în România și posibilitatea pe care am avut-o de a face legi pentru cei care trec într-o anumită perioadă a vieții lor prin diagnosticul de cancer. Fiecare proiect de lege pe care l-am introdus în Parlamentul României are în spate o poveste. Astăzi, aparținătorii pot lua 45 de zile libere să-i însoțească pe pacienții oncologici la tratament. Scopul ediției de anul acesta este înființarea unui centru de zi multifuncțional pentru vârstnici. Ziua de astăzi chiar a fost un maraton și un fenomen în sine, pentru că au fost foarte multe paneluri de discuții, foarte încărcate din punct de vedere al informației pe care au primit-o cei care au fost în sală, dar și cei care ne-au urmărit în online. Foarte mulți vorbitori și de data aceasta, inclusiv reprezentanții ai guvernului, medici, profesori, președinți de organizații neguvernamentale, directori de companii, dezideratul evenimentului de anul acesta a fost acela de a deschide anul viitor, bineînțeles, un centru multifuncțional de zi pentru persoane vârstnice, la care seniorii noștri să aibă acces gratuit și să poată să beneficieze de consiliere juridică gratuită, de consiliere psihologică gratuită, de educație financiară, de cursuri gratuite pentru digitalizare, de ateliere, de relaționare și petrecerea timpului liber. Cel mai important scop, de exemplu, al casei de asigurări este grija față de pacienți, ca oamenilor să li se schimbe viața, să li se îmbunătățească atât calitatea vieții, dar și durata activă de viață. Primul pas este să mergi la medicul de familie, cel puțin o dată pe an, în luna ta de naștere, chiar dacă aparent ești sănătos. La eveniment au participat și preoți care coordonează asociații și centre dedicate persoanelor vârstnice. În total, noi avem aproximativ 66.000 de vârstnici ajutați în fiecare zi prin serviciile Federației Filantropia Patriarhiei Române și prin toate parohiile, unitățile de cult din Biserica Ortodoxă Română. Le-am vorbit despre ceea ce face Biserica, pentru că e foarte important, fiind un partener sustenabil, un partener care se află zilnic în comunitatea vârstnicilor. Preoții sunt, după medici, cei mai prezenți în viața vârstnicilor. Această prezență a Congresului de Îmbătrânire Activă este o onoare pentru mine personal, întrucât de câțiva ani coordonez situația Căminului de Bătrâni Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, care are 85 de beneficiari, iar astăzi am venit și în ideea de a prezenta un lucru deosebit de frumos, nu numai pentru noi, cei de la Suceava. Gândesc că proiectul acesta pe care îl avem în atenție, început anul acesta, va fi nu numai o emblemă pentru cetatea Sucevei, ci cred eu și la nivel național, însă implică eforturi financiare deosebite. Ce vom avea în acest complex de clădiri? În primul rând vom avea cele două corpuri ale căminului, două corpuri în care sunt camere spațioase. De asemenea și un corp restaurant cu toate dotările necesare, un corp dispensar, un corp administrativ, am prevăzut și o biserică.
Seniorii din sală au participat la dezbateri, au venit la rândul lor cu propuneri și soluții privind această etapă a vieții, care poate fi o oportunitate de a trăi activ fiecare moment al zilei. Acest congres este foarte binevenit. Evenimentele sunt extraordinar de binevenite. Numărul celor care participă la aceste evenimente este foarte mare. Mai ales că au fost anumite teme și medicale și m-a interesat foarte mult ca să aflu. Pentru sănătate, pentru am trecut printr-o problemă foarte gravă și sunt supraviețuitor. Am copii la casele lor, peste câteva luni fac 70 de ani și e foarte bine ca să participăm, că ne petrecem timpul. Participanții s-au bucurat și de expoziția de fotografie Senior de Colecție, unul dintre cele mai ample proiecte inițiate și organizate de Asociația Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă. Ziua s-a încheiat cu gala de premiere a modelelor de bune practici în promovarea conceptului de îmbătrânire activă din România. 10 organizații și proiecte de succes dedicate persoanelor vârstnice au fost premiate.